informații. Și acum ați cunoscut și dumneavoastră. Am făcut toate demersurile la toate autoritățile centrale, la Senatul României, la Camera Deputaților, la Ministerul de Finanțe, la primul ministru, legat de drumurile naționale, trei drumuri care le avem noi, Botoșani, Suceava, Târgu Frumos Botoșani și Manuleasa Rădăuț Prut. Și am avut și discuții, dar am primit și un răspuns oficial din partea domnului președinte al Senatului Crin Antonescu, în care ne spune: urmarea solicitării dumneavoastră, cu numărul de mai sus, vă comunicăm următoare. La întocmirea proiectului de buget pentru anul 2013, în anexa 3.24, bugetul Ministerului Transportului și Infrastructurii vor fi propuse pentru finanțare în mod direct sau printr-un amendament sumele necesare pentru modernizarea DN29 Botoșan-Suceava, DN28 Botoșan, Târgu Frumos Botoșan, DN24 C Manuleasa Rădăuț Prut. V-a spus și ce sume sau nu mai spune? Care l-a solicitat. Nu știu cât o să poată prinde. Ele sunt cunoscute la Ministerul Transporturilor. Dar, dacă doriți, pot pune la dispoziție. Este semnat de domnul președinte al Senatului Crin Antonescu. Cred că fac copii sau... Dar e o chestiune politică sau una administrativă, o priveți? E o chestiune politică, în primul rând, și administrativă, dar politică, cât de asta sunt politic. Se apropie campania electorală, ca și o informație politică, dar administrativă, credeți că... Nu, cred că facem povești.